Și e extraordinar lucrul acela. Știți care-i? Zi, Doamne, un cuvânt. Și nu știu dacă ați fost atenți pe linie. Zi doar un cuvânt. Dacă Dumnezeu zice un cuvânt, aleluia, prin cineva în America, în Franța, tu ce vindeci. Când Dumnezeu are un cuvânt în Australia, în România, te vindeci. Pe tot continentul lumii și din celălalt capăt al lumii, dacă Dumnezeu are un cuvânt, semehet, liberabias, pentru că în cuvântul Lui e putere, autoritate, prezență și lumină. Nu contează unde ești. Cuvântul Lui circulă. Cuvântul Lui umblă. Cuvântul Lui pleacă și se întoarce. Cuvântul Lui nu rămâne pe loc. Și cuvântul Lui lucrează. Așa că în America se roagă alți credincioși. În Franța se roagă alții. În Anglia se roagă alții. Așa că cuvântul Lui Dumnezeu circulă. Cine se întâlnește cu cuvântul Lui Dumnezeu, se mântuie, se pocăiește, se vindecă, se transformă, se schimbă, capătă lumină, mângâiere, tărie, putere, semehet. M-a plăcut tare mult ce ați citit. Zi doar un cuvânt. Aleluia! Poate că cineva nu a putut veni la biserică. De unele motive a sănătății. Tu ești aici la adunare și te rogi pentru persoana aia. Știți ce înseamnă asta? Zi, Doamne, un cuvânt despre cel de acasă. Poate că un alt caz, în altă țară, și chiar nici nu-L cunoaște pe Domnul. Tu ești aici în prezența Lui și știi ce faci? Zi, Doamne, un cuvânt. Și cuvântul Lui circulă și umblă. Pleacă în România, pleacă în America și în Australia. Pleacă cuvântul Lui Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că Tu îl trimiți. Pentru că Tu vorbești. Și pentru că Tu crezi. Omul acesta, dacă nu credea, nu spunea lucrul acesta. Nu veni, Doamne, la mine. Ce mai bine zi un cuvânt. Sunt nevrednic ca Tu, plin de slavă, de autoritate, de prezență, de dumnezeire, să intri în casa mea. Dacă Tu, Dumnezeu, intri la mine, s-ar putea să mor, s-ar putea să se topească locul. Aleluia! Știi de ce? Aleluia! Că Tu ești Dumnezeu. Aleluia! Și eu sunt om cu căderi, cu eșecuri. Iar Tu ești Dumnezeu perfect și purificat. Glorie ție, Iisuse! M-a plăcut mult ce ați citit. Și bine faceți că citiți. Ia seama la citire. Bravo! Și de ce? Probleme mari. Nu vă puneți păstor și diacon dacă nu știți citi. Vă rog frumos. Vă rog, nu vă puneți nimic. Fiți cuminți. Hai, veniți-vă în fire, vă rog. De ce vorbesc așa? Dumnezeu m-a dat autoritatea asta. Este eu la puterea. Ia seama la citire și auziți pericolul. La învățătura care o dai altora. Păi dacă tu nici nu știi citi, ce vrei să mă înveți? Ce vrei să înveți față? Poate Domnul să spună un cuvânt? Poate Domnul să-și trimate cuvântul Lui în tine și în mine? Și atunci cuvântul Lui în mine, fără școală,
poate să modeleze creierul și mintea și poate să mă facă un om iscusit la minte și la vorbire și când deschid gura în numele Lui, poporul capătă putere și Duhul Sfânt. Dar nu învățătură pot să dau. Fără citire nu se poate învățătură. Așa că cuvântul lui Dumnezeu este drept. Toți sunt apostoli. Toți sunt proroci. Toți sunt învățători. Nu! Și de ce? Pentru că unii au fost pescari, alții au fost medici, și alții au fost învățați. Așa că nu ar putut fi egal. Așa că, biserică iubită, dă slavă lui Dumnezeu că Domnul îți poartă de grijă. Așa că vă spun sincer că mai original predicator sau păstor pe care îi aveți de aici din loc, nu-i aveți pe niciunul. Și am să vă spun de ce. Eu pot să reușesc o predică tare puternică și biblică, dar în fond nu sunt pocăit. Și apoi vă iau copiii în brață și vă bag și în apa botezului și eu sunt curvar și un hoț. Așa că rugați-vă, biserică, când vă vine cineva pe aici, pe la biserici, ca să nu fiți înșelați de nimeni. Așa că noi avem nevoie de Scriptură, lăudat să fie Domnul. Așa că rugați-vă că mai am încă, cred că mai am 7 minute. Lăudat să fie Iisus. Rugați-vă să vă pot prezenta măcar pe puțin 4 furtuni, dacă pot să vă prezint. Că aveți nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, am înțeles. Așa. Așa că ce-a făcut Călina astăzi cu mine? M-a blocat un pic și am să vă spun de ce. Deja eu nu-L mai iubesc pe El cât mă iubește El pe mine, vă spun sincer de la Domnul. Dar sincer vorbesc. Așa că, oameni buni, recunoașteți-vă. Dacă vedeți că sunt un predicator care mă recunosc. Pentru că până nu ești o pildă turmei, vezi că ai probleme cu viața. Așa că caută să fiu un exemplu și o pildă turmei, ca așa ți se stă în caracter și frumos. Și Doamne, dă putere fraților și robilor tăi, Doamne, mai ales de care te folosești. Mări să fie Domnul. Avem un cuvânt aici, în Biblie, ți le-am scris, Lic, acolo. Ți-s acolo pe hârtie. Avem un cuvânt aici în Biblie, minunat, care Dumnezeu vrea să ne vorbească cu privire la furtună. Și vreau să te întreb, eu nu știu ce furtună ai tu în viața ta. E posibil că ai vreo furtună. Furtuna bolii, nu? O altă furtună, datorii. O altă furtună, cineva s-a ridicat împotriva ta. O altă furtună, cineva te amenință. Sau o altă furtună, copiii se drogează și nu te mai ascultă. O altă furtună, ceartă între soț și soție. O altă furtună, comitetul își face de cap. Sau o altă furtună, nimeni nu te mai bagă în seamă. Sau o altă furtună, predicatorii predică și nu mai trăiesc. Nu știu cu ce furtună ai venit astăzi la biserică. Probabil e vreo furtună în inima ta. Și furtuna care e în inima ta e supărare. E nemulțumire. E întristare. E tratamentul care te doare când îl bei sau când îl iei. Eu nu cunosc furtuna din viața ta. Dar știu una. S-o cunoaște Domnul furtuna pe care o are. Așa că cel ce are autoritate peste toate furtunile e prezența Lui. E puterea Lui. E cuvântul Lui. E mâna Lui. Care poate să poruncească. Care poate să oprească furtuna din viața ta. Furtuna din casa ta. Furtuna din biserica ta. De unde faci parte? El are putere, Domnul, să poruncească furtunii. Și noi astăzi avem ocazie despre tema a predicii, potolirea furtunii. Doamne, te așteptăm. Aleluia, Iisuse! Să potolești furtuna, Doamne, între fratele meu și între mine. Doamne, te așteptăm. Să potolești furtuna între soț și soție. Doamne, te rugăm. Să potolești furtuna între frați. Doamne, credem în prezența Ta. Să potolești furtuna între biserici. Pentru că am înțeles, Doamne, că Tu ești Dumnezeu atotputernic. Care ai autoritate
asupra tuturor furtunilor. Poate că ai furtuna că bărbatul încă nu ți-e pocăit. Și asta e o foarte mare furtună. Mai există furtună, soția nu ți-e pocăită bine. Tu vrei să fii spiritual, îi place să fie lumească. Și asta e furtună, vă spun sincer, în familie și în casă, e o mare furtună. Și că ai nevoie de prezența Domnului. Ai nevoie de intervenția Domnului. Așa că mă uit aici, în Marcu 4, potolire furtunii. Doamne, potolește furtună. Să vedem ce se întâmplă. Eu am să o iau de la 37 versetul, datorită timpului. Mă uit în 37, da? S-a stârnit o mare furtună de vent care arunca valurile în corabie. Auziți? Care arunca valurile, unde le arunca? Corabie. În corabie. Când apare criza, când apare panica, când apare depresie, unde merg valurile? Corabie. În corabie. Când apar desfinările, când apar certurile, unde vin valurile? Barcă. În corabie. Când prea multe datorie, când prea mare diagnosticul de boală, când e prea scump tratamentul, unde vin valurile? Corabie. În corabie. Cine poate oare să mai scoate valurile acestea? Nu mai poate medicul, nu poate primarul, nu poate președintele, nu poate colegul, soțul sau soție. Cine mai poate să scoate valurile? E puterea divină! E braț dumnezeiesc! E prezență dumnezeiască! Semehat! Eliberabia glandia! Iisuse! Sunt valurile în corabia noastră! Cine poate să le scoată? E prezența ta! E doar puterea ta! Unde spune versetul că valurile? În corabie. Sunt valuri în corabie inimii tale. Numai Domnul le cunoști. Le știe cât de multe și le știe și greutatea. Glorie podobească în veci. Le știe cât de multe valuri și le